De-a lungul timpului, George Burcea a militat împotriva violenței domestice și s-a implicat în mai multe proiecte în acest sens, însă toată munca depusă a fost pulberată de reacția sa nervoasă de zilele trecute. Prin comentariile lui, actorul a făcut exact ce condamna, iar psihiatrul Vlad Stroescu a dezvăluit ce lucruri stau la baza derapajului actorului. Cred că este un caz de feminism narcisism. Adică, în lumea de astăzi este foarte bine să fii feminist. Dacă vrei să ai o părere cât mai bună despre tine însuți, o să fii feminist și o să gătești ca să arăți cât de valorisești tu. Doar că odată ce ești un pic frustrat și cineva spune că nu ești Dumnezeu pe pământ, o să faci ceea ce face orice narcisist din ăsta caricatură și o să te înfuri și o să arunci cu ceai la îndemână, a spus psihiatrul Vlad Stroescu în cadrul emisiunii Morning Glory de la Rock FM. George Burcea a izbucnit în mediul online după ce a fost criticat de unele urmăritoare că se implică în treburile casnice. În consecință, actorul a avut câteva urări pentru cele care l-au criticat, iar comportamentul lui a strânit numeroase reacții. Consider că violența domestică afectează sute de mii de femei din România, dar totuși un procent mare din acest număr sunt ok cu faptul că bărbații le bat. Eu am scris această carte, am făcut campanii, fac film și m-am implicat în proiecte împotriva violenței pentru a ajuta femeile, nu pentru a ajuta nenorociții care bat nevestele acasă. Totuși, se pare că multora le place bătaia. Și nu ca instigare, dar fraților, dacă lor le place mai mult un bărbat care le bate decât unul care ajută în casă, dați-le ce merită, bro. Că merg pe sistemul comunist, prost, tâmpit, înseamnă că merită. Băi fetelor, băi femeilor, eu lupt cu voi, eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste și înțelegerea cuplului și voi mă jigniți că eu gătesc? Păi fetelor, sincer vă spun și închid cu lucrul ăsta, vă doresc să aveți parte de bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme, cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicii mele bunicul, a spus George Burcea pe rețelele de socializare.